Neața și bine ați revenit și la ziua asta de vlogmas. Dimineața asta începem după micul dejun. Am mâncat deja micul dejun. Am cafeaua aici lângă mine. Copiii sunt afară cu Laur și cu tata pentru că aprind focul în grătarul ăla să pârlim picioarele de porc. Să avem plită, nu avem aragaz ca să dăm la o parte ochiul să pârlim așa. Le pârlim afară la grătar. Copiii au ieșit și i-am îmbrăcat în geacă, în căciulă, ca să iasă, deși e cam friguleț afară, dar las că și eu ieșeam așa când eram micuță. S-a dus pe iarbă, gata, n-am mai ieșit de mult în curte. Opera asta al Dominic trebuie ștearsă de acolo, de pe perete. În dimineața asta am făcut curățenie la jucării. Da! Am intrat în ele. Mami! A, mai am pic și vine Moș Crăciun. Wow, vezi? Trebuie să le clătesc un pic, să le șterg șervețelele, pentru că le-am scos animale de la slei, pe care le aveam puse în garaj într-o pungă. Le-am ascuns acum o perioadă. Și acum le-am scos. Ho, ho, și uite ce bune sunt. Mami! Cum spuneam și cu peștișorii azi zilele trecute. Girafa, mami! Le-am cumpărat treptat jucării din asta de la slei, animale. Cei care ne urmăresc de mult știți că sunt animale foarte bine făcute și realistice. Și le-am cumpărat mai multe de când eram atât de micuță. Da, mami, girafa. Îți place? Trebuie să luăm șervețele să le ștergem pentru că am stat la umezeală în garaj. Și uite cum are aici făcut-o un pic pe ea. Mami. Da. Foarte frumos, mami. Le facem la ursul panda. Le facem clean și ne jucăm cu ele frumos. Uite, Nati a pus pe zebră, pe cel s-a pus ea. Mami. Da, mami, pisica, cum face pisica? Mami. Gata, am șters jucăriile mami, cu șervețele dezinfectante. Și acum arată ca noi. Uite, avem mami. Aici zebra, haideți să vi le prezentăm. Mami! Da, mama? Mami. Vaca, da. Am investit în jucăriile astea pentru că sunt un pic mai scumpicele, dar uitați-vă că sunt de realistice. Și chiar vi le recomand pentru copiii voștri ca să învețe animalele. Sunt și animale sălbatice și animale domestice, de curte, animale de casă, ursuleț panda, avem aici un porc. Așa? Mami. Da, mama. Cocoș, uite ce colorat e cocoșul. Wow, foarte frumos. Avem cățel, așa. Mai avem tucan, pasăre. Asta îmi place mie, asta e preferata mea. Deci. Avem aici niște gâște, care nu sunt toate de la Slake. Asta e singura care e de la Slake. Astea două sunt de când era fratele meu mic aici, din Craiova. Asta e de la Slake, gâsca. Așa. Avem aici un mieluț. Mai avem peștișor, rechin, cred că e peștișor, peștoi, rechin, ok. Așa, canguru, e cu puiul aici jos, marsupiu. Ce mai avem când întinde pe aici băcuța? Ia uite, e și girafa. Și ne place mult colecția de jucării Slay, bine că le-am păstrat în garaj și nu le-am aruncat. Pentru că prin bine, acum zic că sunt jucării noi, dar de fapt sunt de mult. Copiii dorm amândoi, i-am culcat pe amândoi, ceasul e 2:44, destul de târziu, n-am mâncat prânzul, dar vreau să mâncăm mâncare indiană pe care n-am mâncat o seară. S-a făcut târziu, Natalia n-a dormit și am zis că nu mai mănânc noaptea picanterile alea, le mâncăm acum la prânz. Am găsit un film indian pe care să-l vedem, dar îl aștept pe lor să vină acasă, a plecat la niște cumpărături și am vrut să vă arăt șosetele astea din lână. Am zis ieri că poate mă mănâncă picioarele, pentru că n-a zis eu ul, lână, și nu mă mănâncă, nu mă gândi la picioarele absolut deloc. Sunt moi, foarte confortabile și îmi plac enorm de mult.
Sunt în șoc. În șoc în sensul bun. Noi de rău nu vă speriați. Am intrat pe Instagram cât au dormit copiii, după ce m-am pregătit, după ce m-am machiat, și am văzut că am fost etichetat într-o postare. De către cine? De către Pat McGrath. Am rămas... Wow! Mi-a pus o poză de-a mea, adică eu cred că am pus video sau ceva cu iluminatoarele ei, cele trei, coincidență, port unul chiar astăzi, și ea a făcut print, iar poza respectivă a pus-o acum pe Instagram-ul ei, m-a etichetat, mi-a zis my sweetie, mi-a zis I love you, mi-a zis thank you, poza mea pe Instagram-ul Pat McGrath. Nu pot să cred. Da, încă nu mi-a revenit treaba asta. Pentru voi poate nu înseamnă nimic, dar pentru mine e wow! E o femeie pe care o admir extrem de mult, e o femeie care a fost denumită cel mai bun make-up artist din lume, are produse scumpe de make-up, abia dacă, na, iau câteva din ele din când în când, și acum sunt pe Instagram-ul ei. Nu mi-a venit să cred că Pat McGrath m-a pus pe Instagram-ul ei și mi-a și răspuns, mi-a spus și I love you și toate lucrurile astea. Doamne! Nu am cuvinte, sunt super fericită. Am venit aici jos să mănânc. Nu prea m-am filmat până acum, pentru că dimineața am avut treabă pe aici. Am umplut nucile alea cu mama, ați văzut. Curățenie am făcut aici, curățenie în jucării, eu am spus. Și a fost așa o agitație, pentru că se apropie Crăciunul, așa cred că e în fiecare casă. Nu e liniște ca de obicei. Și acum am venit să mănânc din mâncarea indiană, pentru că Laura încă nu s-a întors acasă. Nu știu unde este, a plecat la cumpărături. Trafic, probabil aglomerație, pentru că și englezii se pregătesc de Crăciun. Și o să mănânc din mâncare asta indiană, ce o să vă arăt și vouă. Și copiii am lăsat sus, am urcat-o pe mama să-i supraveghez un picuț pentru că o dorm amândoi. Am pus astăzi paleta de la Becky G și Colourpop, pe buze am valeta de la Pat McGrath. Culmea și iluminatorul galben din palițica ei nu se vede aici pentru că na, nu este lumină, este becul închis și se întunecă afară, cred că a pus deja soarele aproape 4. Sunt mândră. Sunt mândră de mine și de munca mea, chiar sunt mândră. Am aici pilaful de orez pe care Laura oricum a zis că nu-l mănâncă. Trebuie să-l găurez de câteva ori cu scobitoarea asta. Iar aici mi-am luat chicken gialfrezi. Cred că și scrie pe el gialfrezi aici. Și am să-l încălzesc. El a zis că nu mănâncă chiar atât de iute. Gialfrezi e mult mai iute decât tikka masala. Asta dacă vă întrebați. Ăsta nu știu ce are aici în el. Să nu știu pe care din gură. Sau are frunză de ceva. Doamne, o să vedem, are aici o sămânță, care mie nu-mi place, e sămânță de cardamom, dar o să o dau la o parte, o să mănânc fără sămânță. Aici în cutie au rămas chifteluțele de ceapă, o să încălzesc două să mănânc, miros foarte fain, nu știu ce au în compoziție, în ingrediente, că nu m-am uitat pe cutie. Avem pâinița nan sub, care se face la cuptor, dar o să fac un pic mai târziu dacă apucăm să mai vedem filmul ăla indian sau nu. Iar aici tikka masala. Tikka masala... Cred că mi-aș pune un pic din amândouă, gialfrezi, tikka masala, nu știu ce să fac, mă gândesc. Orezul l-am băgat la încălzit, mai are cam un minut așa la microunde și am spus că pun din amândouă. Am pus aici tikka masala și aici gialfrezi și două biluțe din astea de ceapă să văd cum sunt. Sper să nu fi prea iute astea. Am terminat și eu de mâncat jos, am mai stat un pic de vorbă cu frate meu, a venit și el să mănânce și între timp a venit și Laura de afară, Natalia doarme. E tot acolo în pat, Dominic e jos, a dus acum jos la Laura. Și am venit aici să o trezesc și pe ea pentru că e târziu, 4:30, dacă mai dorme mult în noapte, pa, nu se mai culcă. Și mi-a adus la ori luminițe. Mi-a cumpărat luminițe pentru că știa că doresc să-mi pun în spate la YouTube. Acum am urcat scările, de aia sunt așa. Mi-a cumpărat luminițe, nu știu de unde le-a găsit. Abar nu mă stai în balajul, dacă mă întrebați. O liră 49, ambient lighting, indoor only, nu știu. Abar n-am unde le-a găsit, dar ideea e că sunt super faine. Am pus 3 baterii în interior, pentru că cere 3 baterii și are aici butonul să le prindem. Ia să vedem. Uite cât de faine sunt. Abia aștept să le pun. Să le pun, cred că acolo pe perete undeva și aici. Să le atârn așa cu scoci. Sper să stea scociul ăla pe perete. Dar sunt foarte faine. Da. Îmi plac mult, mult de tot asta, mă motivează și mai mult să continui cu clipurile de make-up. Am aici pe foc niște paste pentru Natalia, fierb, sunt pastele astea ursuleți de la TK Maxx. Sunt bune pentru că sunt cu sfeclă, cred astea mov, cu broccoli, astea verzi, cu morcov, astea sunt normale din făină și măcar așa se mănânce și ceva. Trebuie să tai aici măslinele pentru pizza, aseară facem pizza, trebuie să le feliez, ardeiul trebuie să stai... Cașcavalul trebuie să-l dau pe răsătoare, ciupercile trebuie să tăiate. Și apropo de ciuperci, astea sunt preferatele mele pe pizza, ca termina și timerul la paste, trebuie să le iau. Sunt preferatele mele pentru pizza pentru că au o aromă deosebită. Sunt ciupercile Portobello. Nu mai e ambalajul pentru că s-a dus. În Asda am găsit 1,25 lire Portobello cu 2 de L. Le găsiți, dau aroma așa de
carne oarecum pe pizza și îmi plac foarte mult. Copiii se joacă pe jos, ia de pe acolo, n-ai de pe covoraș. Deci e genial covorul ăsta de la Ikea, sincer. Și acum a fost redus de la 8 lire covorul la... Da, mama. De la 8 lire covorul la 5 lire. Și am plătit livrarea și cred că 8 lire a fost cu totul ca să-mi vin acasă în 2 zile. Îmi place foarte mult. Sunt de pizza aproape gata. Copiii se joacă cu laul prin spate, nu știu, cu mingea, fotbal, în fine. Am tăiat aici ardeiul, să punem deasupra, am organizat șunca. O avem pe asta așa din Lidl, cred că e smoke afumată. Am ras din cașcaval, dar am mai păstrat dintr-o bucată întreagă, poate mai avem nevoie. Am aici ciupercile pe care le-am tăiat, măslinele și o să mai pun niște roșii cherry și cam atât. Am pizza băgată deja în cuptor. Aici e focaccia lui Natalia care așteaptă să intre în cuptor după pizza aceea. Avem aici pizza lui Dominic pe care o să o tai imediat și altă pizza întinsă care o să intre după focaccia Nataliei. Sunt așa una după alta pe rând. Așa arată și sub pizza lui Dominic. I-am pus deasupra numai sosul de roșii, cașcaval, un pic de șunculiță și măsline, pentru că el altceva nu mănâncă pe pizza, dar arată super fain. La noi o să pun și ardei și roșii și ciuperci, însă el nu mănâncă. Aștept să vine să papi și el pentru că e la băiță sus cu Laura, după care Natalia se duce la baie, deci pe rând eu rămân aici cu pizzele să mâncăm și noi și după aia să încheiem seara să facem nănița că sunt gata. Aștept să fie gata și pizza asta pe care am băgat-o acum, după care o fac pe a mea, după care mai am încă două și o să ne punem și noi la masă ca lumea. A cumpărat tata și o bere timișorana ca să bem lângă pizza, merge de minune, credeți-mă. O să mi-a rămas bun de la voi acum pentru că vreau să urc vlogmasul ăsta imediat pe YouTube. Ne vedem clipulețul de mâine, până atunci mulți pupici din partea noastră și o seară minunată să aveți. Pa, pa!